La Craiova funcționează primul centru de îngrijire paliativă din Oltenia, o astfel de îngrijire fiind necesară atunci când pacienții nu mai răspund la tratamentul curativ. O echipă de specialiști luptă să asigure un trai fără multă durere atât pentru bolnavi, cât și pentru familiile lor. Îngrijirea paliativă înseamnă îngrijirea medicală, psihoemoțională și chiar spirituală a bolnavului, dar și a familiei acestuia. Dezvoltarea acestui tip de îngrijire a plecat de la ideea că mulți pacienți se simt abandonați de doctorii lor la sfârșitul vieții și că ideal ar fi ca medicul să rămână centrul echipei care alină suferința atunci când vindecarea nu mai este posibilă. Era mare nevoie de înființarea unui astfel de centru de îngrijiri paliative. De ce? Pentru că există foarte multă suferință care este inutilă și este netratată. Este vorba de pacienții oncologici, este vorba de pacienții neurologici, de pacienții cu boli cardiovasculare. Sfânta Elena este primul centru din Oltenia care primește astfel de bolnavi. Condițiile sunt bune, însă există probleme cu finanțarea. Aici lucrează 3 medici oncologi, un medic neurolog, un psiholog, dar și personal cu alte specializări. Nu ne-a ajutat absolut nimeni până în acest moment. Noi nu am pus un plafon, fiecare pacient în funcție de posibilități de pensii ne-a ajutat cu partea financiară cât a putut, dar contribuția din partea pacienților nu acoperă poate un procent de 10% din nevoile care sunt implicate. În centrul de îngrijire paliativă Sfânta Elena din Craiova sunt 20 de paturi pentru spitalizare continuă și 2 pentru spitalizare de zi. Centrul are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru ambulatorii de oncologie și neurologie, dar nu și pentru spitalizare de zi. Ce probleme de sănătate aveți? Pentru ce ați ajuns? Sunt operat pe neoplas pulmonar. Operat la Spitalul Militar la București față de condițiile de la Spitalul Mare. Aici avem absolut tot ce... Aici am venit pentru reglarea parametrilor sângelui, să ajung la niște parametri pe care eu nu i-am. Primi și tratament și medicamente? Și tratament și medicamente. La acest centru, oltencele pot merge să efectueze un screening gratuit pentru prevenția cancerului mamar.